familia lui Leo de la Strehaia, răpusă de durere. Sora lui a oferit detalii despre afacerist după operatie. Familia lui Leo de la Strehaia este de-a dreptul devastată, după ce afaceristul a avut un accident vascular cerebral și a fost nevoit să ajungă direct pe masa de operatie. Deși intervenția chirurgicală a fost un succes, iar bărbatul a trecut peste riscurile la care a fost expus, problemele nu s-au terminat pentru Leo de la Strehaia sora lui, Olga, a mărturisit care este starea actuală a acestuia. Olga de la Strehaia, dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Leo, după operatie. Leo de la Strehaia a suferit un accident vascular suferit în închisoare, care i-a pus viața în pericol. La început, acesta a fost ținut sub tratament, însă starea lui de sănătate a devenit din ce în ce mai rea, așa că familia a trebuit să știe acordul pentru a fi supus unei operații pe creier. În prezent, la doar câteva zile după ce intervenția chirurgicală a fost un real succes, Olga, sora lui Leo de la Strehaia, a discutat despre care este, de fapt, starea fratelui său. Sunt aici cu Cristi, e alături de mine la bine și la rău, și vreau să vă spun că fratele meu nu este bine așa cum trebuie fratele meu, Leo, nu e așa cum a fost înainte, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că respiră bine, este în viață, dar oricum are probleme, are complicații, nu e chiar așa ușor. Eu sufăr pentru fratele meu, îmi dau viața pentru el. Nu e cum zic toți că eu sunt cu Cristi Marin și că nu îmi pasă de fratele meu. Noi dormim în mașină, întrebăm poliția cum se simte, cum are tensiunea, dacă poate să mănânce, să se ridice. El de când s-a operat nu s-a ridicat din pat, este la pat, nu e chiar așa bine, dar mulțumim lui Dumnezeu că a reușit operația. Voi știți că el are cu inima, care diabet. Vreau să vă spun că eu sufăr foarte mult pentru el, eu renunț la viața mea pentru fratele meu. Fratele meu e inima mea, ochii mei din cap, sufletul meu, a mărturisit sora lui Leo de la Strehaia cu ochi în lacrimi, într-un videoclip postat pe YouTube. De asemenea, mama lui Leo de la Strehaia a dezvăluit câteva informații despre starea fiului ei, aflat încă pe patul de spital. Patroana este răpusă de durere pentru că nu își poate vizita absolut deloc băiatul, care este păzit non-stop de polițiști. Dorm în mașină de 12 zile la spital, că nu mă lasă niciunde. M-am rugat de paznici de am băgat mașina aici, de dorm în Ia, nu îmi dau accept acolo polițiștii, îl păzesc. Îmi mai spun și mie asistentele, femeile de serviciu cum se simte. De 12 zile, prieteni, copilul meu stă doar pe spate și nu s-a sculat nici până acum în picioare, a dezvăluit mama afaceristului pe canalul personal de YouTube.